Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți, un episod din seara asta preferată de Sam, suntem pe cel mai șmecher posibil. Cel mai șmecher server posibil. Și dacă știți de unde provine intro-ul meu, băieții, ușor acolo cu branda o freca, o că nu e bine. Mamă, mi s-a părut prea catering că intro-ul ăla, să ziceți dacă vreți să-l pun la de fapt, nu o să-l pun la fiecare videoclip pentru că e prea mult, dar l-am pus acum ca să fie catering. Am băgat un nou quest pe server, interzis minorilor, ia uite ce au dat băieții start quest, abia am dat drumul la server, acum vreo 10 minute și deja suntem 400, în ceea ce mi se pare genial, facem și poză cu băieții. Și voiam să vă zic că am băgat și ceva anticipat. Nu, am băgat mai multe chestii, o să le vedeți pe parcurs. Sper să nu uit să vi le arăt. Hai să dăm și un VA pentru că sunt foarte multe mașini aici și dăm drumul cu quest-ul. Să vedeți de ce zic că este interzis minorilor. By the way, legat de live-ul de aseară, vă mulțumesc foarte frumos pentru toată susținerea, în special lui Schofield, lui The Steel Boy și lui Faruk și restul băieților ce mi-au donat, pentru că mi-au donat în total băieți undeva la peste 300 și ceva de euro. A fost un live. Bă, deci după live-ul ăla eram uscat de energie, deci efectiv nu mai puteam, mă durea și gâtul, dar nu contează, a fost prea genial, reacțiile au fost prea șmecher, adică totul a fost așa șmecher, nu știu dacă am mai făcut în ultimul an, nu știu dacă am mai făcut în halul ăsta de mult bani pe un live. Și ce mi-a plăcut mie, și eu am un respect imens pentru băieții de genul ăsta, atât Schofield, cât și The Steelboy, cât și Faruk și încă vreo 2-3 persoane, dacă nu uit să vă pun un screenshot să-i vedeți pe toți, ar fi bine, au donat gen pe live fără să-și dorească ceva înapoi, adică nu mi-au donat pentru promovare sau nu mi-au donat pentru puncte premium, mi-au donat pentru susținerea și, pentru susținere și atât. Și pe lângă asta, cei trei au donat și ca să vă dea vouă puncte premium, ca să sponsorizeze giveaway-uri, ca să vă dea puncte premium random, așa, gen pe server. Și gen, bă, nu știu, eu am un respect aparte pentru persoane de genul ăsta. Și hai să vedem cu quest-ul ăsta, să vedeți cam despre ce este vorba, quest info. Deci, luna martie este o lună specială pentru toate doamnele și domnișoarele. De aceea misiunea ta de astăzi este să îți duci, pardon, să-ți faci iubita fericită. Pentru asta trebuie să urmezi niște pași. O să vedeți cum o să facem fericită imediat, mai ales la ultimul pas. Primul pas este de a face un buchet frumos de ghiocei pentru iubita ta. Trebuie să colectezi 5 flori cu tigaia ta de tip Settler. Cine credeți că a scris textul ăsta? Bineînțeles că prostul de Radu, că numai eu puteam să zic tigaia ta de tip Settler. Am vrut să facem un quest mai ușurel, mai la caterinca așa, și să fie și funny, să fie și, nu știu, de căldură așa, dacă tot vine căldură acum. Astăzi sunt 19 grade în Iași. Bă, deci e ora 4 aproape, de abia aștept să ies puțin să iau o gură de aer, că mi-era dor, bă, să ies la căldurică, m-a săturat de cancerul ăsta. Hai să dăm din nou quest info. Pasul 2. Cel de-al doilea pas este de a-i cumpăra iubitei un cadou frumos. De aceea va trebui să mergi într-un sex shop și să achiziționezi un dildo. Ok, și al treilea pas constă în achiziționarea unui mărțișor frumos. Deci dacă vă duceți cu un buchet de flori, cu un cadou și cu un mărțișor, o să fie treaba. De la femeia bătrână din piață. Mergem la Cioramela din piață să cumpărăm un mărțișor. Și al patrulea pas este să mergem la hotel să-i ducem cadourile iubitei. Și la hotel se va întâmpla o chestie super mișto. E, depinde ce înseamnă mișto pentru voi, dar eu zic că e destul de caterincă. Stați așa, băieți. Nu știu cât o să ținem questul ăsta. 3 săptămâni, 2, 3, 4 săptămâni, habar n-am, în funcție și de cum vă place. E mult mai ușor față de questul cu elicopterul, cu obiectele în apă. Și e și total altceva, zic eu. Hai să mergem să colectăm noi foarte repede. E frumos, e ușor măcar, asta zic, chiar e ușor, băieți. Și vreau să vă zic și de anticip, că am băgat un nou. Băi, dau cu speed-ul să sar. Deci dacă mă duc în apă, acum când îi dau cu speed-ul să sar pe partea cealaltă, deci turbez, băieți. Efectiv turbez dacă mă duc în apă. Doamne, te rog eu frumos, nu mă fă să filmez, iar că e a treia oară când încerc să filmez și nu mai vreau să mă mai duc în apă, să mai dispară mașina și așa mai departe. Hai, speed-ule, hai! Bun! Mamă, m-am dus prea tare. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu, 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 nu în apă. Deci, nu, nu bubui, sigur, dar nu vreau să mă duc în apă. Uuu, bine, bine pe aterizare, băieți. Hai să mergem noi să vedem. Acum trebuie să mergem. Nu, e destul de aproape. Mă bubui ca prost, nu știu de ce, probabil pentru că m-am trezit acum vreo 2 ore și ceva. Am lucrat cu Edison, am testat puțin, am lucrat și la anticheat. Hai să vă zic despre anticheat. Este luat de la un băiat care el susține că l-a făcut el, dar totuși el l-a de pe net. El zice că a mai modificat coduri și nu știu ce. Și l-am testat la băiatul respectiv pe server, Doctor sau ceva de genul ăsta îl cheamă. Dar faza e că
vreți să vă arăt o schemă șmecheră cum să puneți mai repede planta în ghiveci, băieți, ia fiți atenți, deci trebuie să luați planta, vă arăt la următoarea floare, o luați de jos, o tăiați frumos, acum o ridicați apăsând Y, o băgați în ghiveci și acum o băgați în mașină, apasă Y, apasă am scris. Și hai să vă arăt la următoarea plantă cam cât de repede puteți să o puneți dacă spamați Y-ul, ca să faceți quest-ul cât mai repede. Vă dă fratele vostru buguri pe server sau nu vă dă? Nu e un bug, e o chestie, nu știu, puteam să punem un delay între spamul ăsta de Y, dar n-am vrut. Am vrut să faceți cât mai repede pentru că știu că sunteți puturoși și vreți cât mai mulți bani, cât mai multe premii, cât mai repede. Și am zis că hai mă, treacă de la noi, e primăvară, trebuie să fii și noi mai bun primăvara asta. Uite ce dă ăla cu fly-ul. Da, trebuie să dea una din spepel. N-au luat kick instant pentru că la noi verificarea pe kick și pe bani e pe un anumit level, până la level 5, mă, mi se pare. Și având level 19 nu ia kick și bani instant. Doar dacă bani nu ia, dar kick ia doar dacă spamează foarte tare cu fly-ul, adică dacă ține fly-ul la continuu. Dacă dă puțin, doar ne dă niște warning-uri. Și asta ziceam că anticitul pe serverul băiatului respectiv mergea bine, adică luai kick, luai chestii de genul ăsta, zicea că ai hack-uri și nu știu ce. Mama, crezi că am luat crash. Da, așa se întâmplă când sunt 5-10 pe server. Dacă intri și sunt deja 200-300, începuse să dea kick-uri aiurea anticitul și l-am scos. Uite, a dat acum new anticit, nou a luat kick pentru cod 10. Nu știu ce înseamnă cod 10. Ar trebui să le pună Edison numele cheat-urilor în loc de cod, dar vedem noi. Și eu zic că suntem mult mai bine acum pe anticit, dar sper să nu luați kick aiurea. Dacă vi se întâmplă să luați kick aiurea din cauza anticitului, vă rog să ne explicați cum se întâmplă asta, ca să băgăm acolo anumite verificare să nu mai luați kick aiurea. Adică chiar ne-ați ajuta să facem acest lucru, pentru că vrem să îmbunătățim anticitul, ca să nu mai vină pruncii de 12 ani. Poți lua o floare acum, te rugăm să aștepți, bine. E delay de 30 de secunde între flori, mai așteptăm puțin să luăm. Voiam să băgăm o plantă sau o floare mai albă ca să semene cu ghiocei, dar n-am găsit, bineînțeles că... Dă-te bă, ochelaristule! Așa, gata, am pus floarea. Mai avem încă o floare, perfect, mai colectăm o floare și cam asta a fost, poză. Eu cobor acum să fac poză, dacă mi se despaunează mașina, deși n-ar trebui. Așa, nu s-a despawnat. Eu tot zic că scot și eu ăla din Cleo Skybox-ul sau nu știu cum se cheamă, să nu mi se mai buguiască, să nu mai apară grafitiul ăla. Bă, dar de fiecare dată uit. Bă, mereu uit. Bă, și e o chestie de 10 secunde maxim, dar eu mereu uit să o fac. A, ok, acum ar trebui să așteptăm. Bine că am făcut poză cu băieții, să nu mai stăm lângă floarea asta ca boschetarii, inutil. După trebuie să mergem la un sex shop. Mamă, deci nu mă lasă să mă teleportez, că îmi dă quest oprit. Turbez. Așa, bun, și acum trebuie să mergem la un sex shop, dăm noi slash GPS, dăm noi businesses, dăm noi sex shop și mergem la ăsta de la 3000 de metri. Acum o să facem quest-ul exact ca un player normal, să vedeți cam cât durează. Eu zic că durează maxim 10 minute quest-ul ăsta. Cel mai mult durează drumul până în LV, până în SF, până în astea. Ia să vedem noi pe unde o luăm. Trebuie să o luăm. Unde sex shop-ul e? În LS. Mamă, avem puțin de pedalat. Hai să o luăm pe autostradă ca să fie treaba bună și dau și cu speed-ul ca să ajungem ceva mai repede. Deși am zis că îl fac ca un player normal, măcar de speed-ul ăsta să abuzez și eu, deși presim că o să mă duc ca un bombală în apă, dar na, e. Nu. Care erau șansele, băieții, să intru exact între astea două poduri? Bă, ca... Ziceți și mie, vă rog eu frumos, cât de bulă n-o sunt. Bă, dar mereu mi se întâmplă. Bun, hai să-i dăm aici. Ca lumea să-i dăm pedala cu tigaia noastră de tip Saddler. Mergem să-i cumpărăm un cadou așa finuț pentru Yubi. Și după mergem să-i luăm și un mărțișor. Mă enervează că nu merge teleportul ăla. Deci, oare dacă îi dau cu fly-ul? Oare să testez să-i dau cu fly-ul? Cu fly-ul ăsta? Hai mă băieții să testăm. Adică s-ar putea să zboare mașina în continuare. Asta ar fi singura chestie și s-ar putea să nu mai recuperăm. Ia dele. 500 are ID-ul, bine că e ușor de reținut, ți-i pot da get car. Bun. Ați văzut cum am intrat în până să băieți instant? Uite ce au venit băieții la sex shop. Zim că nu ți se despaunează. Se despaunează mașina, nu te cred. Quest oprit. Rasa și familia mătii Edisoane. Bă, se putea. Bă, se putea, mă. Bă, și pe beta nu mi se întâmpla. Mă teleportam și nu mi se întâmpla să mi se buguiască. Ia. 2 secunde, ca să vedeți cam cât de prost e. Și am zis că fac și eu un video mișto. Bine că l-am văzut acum, trebuie să dăm restart. Nu știu ce face asta, fumează.
Alo! Alo! Nu vă supărați! Știți că pe beta când mă teleportam, nu zicea quest oprit. Ei bine, atunci când intri în sex shop, quest oprit. Hâț, îți dispare mașina. Ai făcut distanța prea mare, nu știu ce verificare ai pus tu acolo. Băga ne-am cu cumăta să ne băgăm Edisoane. Da, o să dăm restart și o să rezolvăm. Da, debug Edison. Nu merge. V-am să vă arăt ultimul pas, băieți. Și ce? Intrăm pe beta. Intrăm repede pe beta. Vreau să vă arăt neapărat ultimul pas de la quest, să vedeți cam cât de catering că e. Sper să fi lăsat Edison comanda, că asta, de asta e interzis minorilor. Și o să vedeți acum despre ce este vorba. Bun, băieții, după 14.000 de ore am așteptat să vină și Edison de la Budă, de pe Budă, că a stat acolo și a clocit ouăle, băiatul meu. Și a pornit în sfârșit beta-ul, pentru că nu știu de ce era oprit. Și acum hai să vă arăt ultimul pas. Deci, după ce ați colectat alea și ați făcut buchet de flori, după ce ați cumpărat din sex shop cadouașul ăla și după ce ați cumpărat și un mărțișor de la o babă din piață, trebuie să mergeți, stați așa, stop quest, start quest, trebuie să dăm noi start quest, așa, băieții. Și acum trebuie să fim noi băieți finuți, să dăm, de fapt voi nu puteți să fiți băieți finuți să dați de bug Edison, dar eu pot pentru că sunt pe beta. Ne dai aici în camera de hotel și, ce faci, mă, iubire? Din păcate nu e blondă, dar o să vorbesc cu Edison să fie alt caracter, adică să fie un caracter random. Și dacă aveți sex feminin, o să vă dea în loc de gagică bărbat, adică, na, ca să nu fie gay. Ok, hai să intrăm și să vedeți ce se întâmplă. Oare, de ce faci așa? Nu înțeleg. Dar de asta ziceam că e interzis minorilor. Mi-a dat 9 milioane, un respect point, 5 puncte premium, 467 de big points și 281 de gift points. Premium eu consider că este foarte mare pentru că am cât de ușor este quest-ul. Și profitul quest-ului, scădeți din ăștia 9,8 milioane, scădeți încă 500 de cash și o să fie undeva la 9,3 milioane, ceea ce e super bine din punctul meu de vedere. Și băieții, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, fac și eu quest-ul, mă bucur. O să dăm acum restart pe serverul principal. Dacă găsiți bug-uri și chestii de genul ăsta, vă rog să le raportați, pentru că noi o să le rezolvăm destul de repede. Cam atât, vă pupă fratele, re!